E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Drumul. Bună, copii! Salutare! Bună! Astăzi stăm în casă. Nu ieșim pentru că plouă, dar chiar și așa ne place. Nu, nu ne place! Atunci imaginați-vă că sunteți afară chiar aici. Da, aici! E grozav! Dar eu nu pricep. Nu putem fi și afară și înăuntru. Privește, țopa tocmai a făcut un drum. Hei, copii, ce faceți cu fularul meu? Acum e iarbă. Oh, nu, e un camion pe drum. Nu ne putem juca aici. Așa este, Milu, nu ne putem juca pe drum. Dar dacă sunteți atenți, treceți strada și ajungeți în parc. Nu avem voie să alergăm. Așa este! Să mergem ținându-ne de mână. Mie tot nu mi se pare că suntem în siguranță. Mulțumesc, țopa! Milu și Grohi, treceți acum! Țineți minte că puteți trece doar atunci când mașinile s-au oprit. Să vedem, ce alte reguli mai știți? Nu poți să sari în băltoace când porți pantofii noi. Și să nu arunci niciodată cu pietricele. Și să nu te joci cu animale necunoscute. Foarte bine, Milu! Știm multe reguli. Dacă vedeți un cățel, cereți voie să-l mângâiați. Acum știm ce să nu facem. Dar oare știm ce avem voie să facem? Ce spuneți voi, copii? Ne putem juca cât vrem noi în parc! Putem sări în nisip și în băltoace! Și ce nu putem face cu pietrele, copii? Nu putem să le aruncăm! Niciodată! Nu avem voie să le aruncăm, dar le putem colecționa? Da, puteți colecționa pietrele, copii! Hei, unde e Milu? Sunt aici! Sunt gata! Acum că ploaia s-a oprit, sunt gata să merg afară la joacă! Ai dreptate! Acum fuguța la joacă! Și nu uitați regulile învățate! Siguranță afară! Să mergem afară la joacă, prieteni! Nu ne ținem de mână? Ba da, haide! Să mergem toți afară, împreună ne plimbăm. Împreună ne plimbăm în soare. Când afară e răcoare, haine groase îmbrăcăm. În siguranță în timp ce ne jucăm. Fără școală, fără reguli, cizme pentru bălți avem. Pa-pa-de-pa-pa-pa-pa. Traversăm mereu pe verde, mare grijă noi avem. Oh, da. Copii, știți ce trebuie să faceți când sunteți afară? Da! Să mergeți pe trotuar? Avem voie! Să fugiți de unii singuri? N-avem voie! Să traversați pe roșu? N-avem voie! Dar dacă e verde? Avem voie! O să încălcăm regulile? Nu! Bună treabă, dragilor! Da! Ne îngrijim unul de altul chiar și atunci când ne jucăm. În siguranță împreună în parc. Nim căței în parc și-am vrea cu ei să ne jucăm. Dar unii mărâie, alții latră. Fără școală, fără reguli, cizme pentru bălți avem. Pa-pa-de-pa-pa-pa-pa. Traversăm mereu pe verde, mare grijă noi avem. Oh, da. Fii politicos, stai un pic pe loc. Trebuie să respecti ordinea la joc. Hai să ne jucăm împreună. Baby Ricky. Episoade noi în fiecare săptămână.
Mașinuța. Bună, Ariciu! Asta este o jucărie nouă? Bună! E o mașinuță! Opa! Milu, ce trebuie să spui acum? Mulțumesc! Cu plăcere! Mașinuță! Grohi, ce s-a întâmplat cu mărgelele tale? S-au rupt toate! Mulțumesc! Cu plăcere! Unde e mașinuța? S-a pierdut cumva? S-a pierdut! Nu fi trist, Ariciu! Vom găsi mașinuța ta! Ba, n-o vom găsi! Mașinuță! Nu merge! Cu plăcere! Am găsit mașinuța! Ce bine e să avem prieteni și cuvinte precum mulțumesc și cu plăcere! Mulțumesc și cu plăcere! Copii, știți ce trebuie să spuneți când cineva vă ajută? Mulțumesc! Mulțumesc, hai spune! Mulțumesc, hai spune, e cuvântul magic, cel mai minunat. Cu pla pla plăcere, da, cu pla pla plăcere, da. Asta trebuie să spui când te-au mulțumit. Cu pla pla plăcere, da, cu pla pla plăcere, da. Asta trebuie să spui când te-au mulțumit. Ariciu, mulțumesc mult pentru că ai făcut curat. Cu plăcere! Au, au, au! Au, 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 au! Au! Au, 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 au! Mulțumesc! Cu plăcere! Mulțumesc, hai spune, mulțumesc, hai spune, e cuvântul magic, cel mai minunat. Cu pla pla plăcere, da, cu pla pla plăcere, da. Asta trebuie să spui când ți-au mulțumit. Asta trebuie să spui când ți-au mulțumit. La bord. Atențiune, atențiune! Trenul pleacă în două Bună, copii! Minute. Ce vă jucați? Salut! Bună! Ne jucăm de trenurile! Oh, wow! Aveți trenuri și un peron! Și iată-l și pe primul vostru pasager! Bună, Milu! Bună! Pot să vin și eu în călătorie? Îmi pare rău! Nu mai este loc! Am eu loc, Milu!
tristă Pandi. Poate că poți să dai o tură cu trenul lui Ariciu. La bord! Urea! 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 Haideți, pornim! Eu chiar vreau o tură cu trenul ăsta! Hei, și noi! Nu mai este loc! Avem loc, Grohi! Mulțumesc! Să mergem, trenule! Haide! Se pare că trenul tău nu e suficient de puternic încât să tragă atâția pasageri. Ești bine, Țopa? Sunt bine! Mulțumesc! Cu plăcere! Haideți să pornim! Toată lumea la bord! Țopa, Ariciu, îmi place cum le-ați sărit în ajutor prietenilor voștri. Călătoria cu trenul. Sunteți pregătiți să ne jucăm cu trenurile? Da! Sunt locomotivă! Noi suntem pasagerii și noi toți formăm un tren! Ciugu, ceaga, ceaga, trenulețul merge tare. Peste pod, mereu pe șine, uite trenulețul vine. Să muncească și să tragă tot ce duce în vagoane. El transportă multă lume, marfă, animale, grâne, chiar și un elefant umflat. Ce e, Milu? Aștepți și alte cuburi? Cum le vei procura? Un tren ți le va aduce! Trenul e pe șine. Ia priviți cum vine. Ce facem dacă avem un râu? Construim un pod. Și dacă avem un munte? Săpăm un tunel. E frumos în tren, stăm în vagon. Salutăm pe cei de pe peron. Și apoi, după ce pornim, stăm la geam și toți privim. Ciugu, ciugu, ceaga, ceaga, trenulețul merge tare. Să muncească și să tragă tot ce duce în vagoane. Peste pod, mereu pe șine, uite, trenulețul vine. Multă lume, marfă, animale, grâne, chiar și un elefant umflat. Autobuz. Bună, Ariciu! Bună! Bine, bine! Bună! Salut! Stai puțin! Mă întreb, cu ce este ocupat Ariciu? Acolo! Cum adică acolo? Un volan! Vrum, 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 vrum! O mașină! Aha! Bip! Ce mașină frumoasă ați făcut voi! Și eu vreau să merg cu mașina aia! Hai, urcă! Nu, am uitat! Să mergem! Pepe! Bună! Vreți și voi să prindeți fluturi cu mine? Nu, noi mergem cu mașina! Să mergem! La plajă! Vin cu voi! Bună! Noi ne plimbăm! Ei bine, noi mergem cu mașina. Cu toții! Spre plajă! Luați-ne și pe noi! Ha, ha, ha!
Ei bine, copii, nu veți ajunge prea departe astfel. Aveți nevoie de o mașină mult mai mare să încăpeți toți în ea. Un autobuz? Să facem un autobuz! Bună idee! Va funcționa! Bună treabă, copii! Acum Ariciu e un șofer de autobuz. Ura! Iar voi sunteți pasagerii. Următoarea stație, plajă. Bip-bip! Transport public. Și vecinii și familia cu tramvaiul merg la prima. Și în autobuz și în troleibuz mergem, mergem, merge acum. Controlorul vrea bilete, noi spunem pentelete. Le avem aici, nu, nu le-am ascuns. Mergem în autobuz. Dacă vehiculul are coarne, este un troleibuz. Dacă merge pe șine, este un tramvai. Iar dacă nu are coarne sau șine, înseamnă că este un autobuz. Excelent! Și ce nume folosim pentru autobuze, tramvaie și troleibuze la oaltă? Transport public. Poți călători într-una și prin geam ne faci cu mâna. Și în autobuz și în troleibuz mergem, mergem, mergem acum. Când nenea șofer oprește, mai coboară cine dorește. Coborâm și noi, hai, hai! Pa, 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 mai, mai, tramvai. Oh, uitați! Wow! Trotinete! Ha-ha! Eu sunt primul! Și eu! S-a întâmplat, copii? Și eu vreau să mă dau cu trotineta. Și eu. Da, însă trotinete sunt doar două. Eu sunt campionul! Nu te descurci cu jocul de badminton? Nu. Ei bine, numără câte rachete ai. Una, două. Deci trebuie să jucați în doi. Hai să jucăm badminton. Aha. Haide. Vrei asta? Simt, dai mie paleta? Poftim! Și eu! Și eu! Te rog! Pornim! Ding, 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 ding! Eu sunt campionul!
Copiii noștri sunt toți campioni. Campioni ai prieteniei. Numărul 2. Un, doi, trei, patru, cinci, nu ne plictisim aici. Toți vom număra de mici. Un, doi, trei, patru, cinci. Un, doi, trei, patru, cinci. Iar în timp ce ne jucăm, învățăm să numărăm. Noua cifră e cu noi, dragi copii, este doi. Un cub. Și încă unul. Și câte cuburi aveți acum? O văcuță are două coarne. Un elefant, doi colți. Iar pasărea are două aripi. Două mâini, două picioare. Și o săritură mare. Doi ochi negri. Urechiușe. Lungi tare jucăușe. Ne spălăm cu toți acum. Ne spălăm cu toți acum! E mai bine să te joci în doi, să mănânci două chiftele moi. La plimbare, hai apoi, mergem doar noi amândoi. Pod. Astăzi, Țopa și Pandi au decis să se joace de-a alpiniștii. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Bună! Sunteți gata să urcați un munte ca niște adevărați alpiniști? Ce curajoși! Uite cât de departe ați ajuns! Da! Atât de sus! Da! Da, da! Și ce veți face acum? Veți coborâ? Nu! Vom schimba! Veți schimba munții? Bună idee! Dar cum veți trece de prăpastie? Pe un pod! Uite, un pod! Uite, Țopa, haide! Hai pe el! A zburat! Un pod de hârtie e prea ușor și instabil. Să încercăm să găsim altceva. Un pod din linguri? S-ar putea să funcționeze. Nu a funcționat. Lingurile din metal sunt rezistente, Țopa. Însă ele nu sunt potrivite pentru un pod, pentru că nu poți călca pe ele. Țopa, uite! Cred că Pandi a găsit ceva. Am găsit asta! Un adevărat pod de lemn. Bună treabă, Pandi! Și acum să coborâm! Este o cursă! Minunat! Pe locuri fiți gata, start! Ce bine că sunt atâtea obiecte în jurul nostru făcute din atâtea materiale! Din ce e făcut? Din ce oare e făcut? Din ce este făcut? Toate obiectele din jur, oare cine le-a făcut? Din ce e făcută cartea, furculița, lingurița? Poate așa aflăm din ce este făcută periuța. Cartea este din hârtie, foaia asta e la fel, scaunelul și cupatul
sunt făcute doar din lemn. Laptele este în sticlă, din metal e lingura. Sunt atâtea materiale, pe toate le vom afla. Dintr-un cauciuc e mingea, iar în apă când o dăm, mergem după ea în cizme și uite așa nu ne udăm. Periuța e din plastic, coburile sunt la fel, material complex și tare, cu nuanțe fel de fel. Iată o casă din piatră, și din piatră toată e. Sunt atâtea materiale, plastic, lemne și metale, cauciuc, sticlă, mătase, despre ele am cântat. Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni.